Astăzi și toată săptămâna viitoare ne vom ruga pentru încă o familie de misionari români care lucrează în Turcia. Primii misionari români. Ea este plecată în Turcia din anul 2001. Împreună cu soțul ei, ei sunt trimiși și sponsorați de Biserica Farul Constanța. Împreună au fost implicați în lucrarea cu tinerii și femeile în biserica din Ușcudar, partea asiatică a Istanbulului. În vara anului 2008 s-au mutat în Bukuk Çekmece, partea europeană a Istanbulului, cu dorința de a înființa o biserică. Dorința și lucrarea lor a început să aducă primele roade, un botez în apă. Ei vor continua să facă evangelizări în case între turci. În această regiune a Istanbulului trăiesc în jur de 2 milioane de oameni și nu există încă nicio biserică. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru protecția lor, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu din Turcia să crească. Să ne rugăm pentru ca acest popor care a fost creștin să se reîntoarcă la Dumnezeu. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Amin.